Suntem în Spania, lângă Sevilla, în anul 1776, la castelul contelui Almaviva, care a ajuns guvernatorul general al Andaluziei. Aici întâlnim vechi cunoștințe din piesa Bărbierul din Sevilla. Rosina e de un an contesa de Almaviva. Doctorul Bartolo, fostul ei tutore, e medicul castelului. Don Basil a rămas profesorul de pian al contesei, iar Figaro și-a lăsat meseria de bărbier ca să fie valetul personal al contelui și intendentul castelului. Figaro e logodit cu Suzana, prima cameristă a contesei. În timp ce Suzana își potrivește în fața oglinzii cu una de lămâițe pe care urmează să o poarte la nuntă, Figaro măsoară camera în care se găsesc până ce Suzana îl întrerupe întrebându-l. Ce faci, dragă Figaro? Ce te măsori tu acolo? Vreau să văd, draga mea, Suzana, dacă patul pe care ne-l face cadou de nuntă domnul Conte o să încapă aici, fiindcă potorul ăsta e atât de mare și de lat încât ocupă o mulțime de loc. Dar ce ne interesează pe noi camera asta? Fiindcă domnul Conte ne cedează nouă. Nu vreau să mă mut în camera asta. De ce? Nu-mi place. Ce vorbe asta, nu-ți place? Trebuie să ai un motiv serios. Și dacă nu vreau să ți-l spun? Ah, cum sunteți voi femeile. Cum simțiți că ținem la voi, cum ne terorizați? Nu mi-ai promis de atâtea ori că o să faci tot ce spun eu? Ți s-a năzărit din serin împotriva acestei camere, care e una din cele mai bune din castel. Ce vrei poziție mai bună? Așezată tocmai la mijloc, între cele două apartamente. Noaptea, dacă doamna contesă se simte rău și sună, în doi timp și trei mișcări, ești la dumneai. La fel și eu, când domnul conte vrea ceva, sună și în doi timp și trei mișcări sunt la dumnealui. Da, toate bune, dar ce te faci dacă într-o dimineață te sună și te trimite într-o cursă mai lungă? Și în vremea asta, în doi timp și trei mișcări, domnul conte vine la mine. Ce vrei să spui? Nu înțeleg. Promite-mi că nu o să te enervezi. Sfinte Dumnezeule, dar ce s-a întâmplat? Până acum nimic. Dar domnul conte ar vrea să profite de această cameră care e lângă apartamentul lui. De acest lucru vrea să mă convingă în fiecare zi și domn Basil când îmi predă lecția de muzică. Ah, mare ticălos a rămas domn Basil ăsta. Și tu, dragă Figaro, care credeai că domnul conte mă înzestrează pentru ochii tăi frumoși. De cum să nu cred după câte servicii am făcut? Acum, dragă Figaro, cred că ai înțeles că o dai asta. Nu-i decât un pretext pentru domnul conte ca să poată veni aici oricând. Și ca să obțină astfel de la mine sfertul de oră pe care îl acordă seniorului vechiul drept feudal. Dar domnul conte, când s-a căsătorit cu doamna contesa, a declarat solemn că renunță la acest privilegiu. Altfel nici eu nu ți-aș fi propus să ne căsătorim aici pe domeniile lui. A declarat ce a declarat numai ca să-i arate contesei cât o iubește. Dar acum regretă gestul și ar vrea să reintroducă vechiul drept. Simt că îmi pleznește capul când te aud vorbind cu atâta calm. Dacă n-ai să fii cu ochii în patru, vezi să nu-ți iasă ceva prin plesniturile frunții. Râs, o să ai, dar nu-l las nici eu pe domnul conte până nu-l fac de râs. Aud că mă sună din casă. Te las acum, Figaro. Dar gândește-te serios la ce ți-am vorbit. Hai, ca să mă repezesc la creier, dă-mi o sărutare. Dar eu dau acum logodnicului. Ce o să spună mâine soțul meu? Natin! Suzana! Drăguță, tată. Și cu minte. Ah, domnule conte, domnule conte. Zi așa. Mă întrebam eu ce te-a găsit dintr-o dată că după ce m-ai făcut din portar intendent, să vrei să mă iei cu dumneata la ambasada la Londra, unde ai fost numit, și pe deasupra să mă faci și curier, așa zis diplomatic. Trei avansări, una după alta. Adică pe mine să mă pui pe drumuri și în timpul ăsta, dumneata, domnule conte, să ții de urât nevestimii. Admirabil plan. Dar lasă că vă aranjeze pe toți, și pe dumneata, domnule conte, și pe domn Basil. Trebuie să mă grăbesc când să fac nunta azi neapărat și să pun mâna mai întâi pe cadouri. După aia, ne răfuim noi. Aud pași. Ah, bine ați venit, domnule doctor Bartolo. Vă mulțumesc că v-ați aranjat pentru nunta mea. Asta vă arată că nu mai sunteți supărat pe mine că eu l-am ajutat pe domnul conte să se însoare cu doamna contesă pe care o iubeați dumneavoastră. Mai lasă-te, rog, amintire, n-am timp de dumneata acum. Vă să zic că tot nu v-a trecut, tot supărat sunteți. Bine, domnule doctor, atunci plec. Bine. Marcelina! Da? Vino că a plecat caragiosul ăsta de Figaro. Ia spune-mi tu, ce s-a întâmplat aici că am fost chemat atât de insistent? E bolnav domnul conte? Nu, doctore. Atunci poate că Rosina nu se simte bine. Contesta nu e propriu zis bolnavă, dar lâncezește. De ce? Fiindcă domnul conte o neglijează, deși îi face scene de gelozie. Pare bine de tot ce îi se întâmplă. Ia spune-mi, doctore, ce crezi de faptul că domnul conte îl înzestrează azi pe Figaro? O singură explicație există, că excelența sa vrea să răscumpere în acest fel anumite obligații față de Suzana. Asta nu, dar umblă după ea. E, atunci probabil că sunt înțeleși amândoi și Figaro închide ochii.
Domn Bazil susține că din potrivă. Da, mijlocitorul ăsta de domn Bazil, ce tot uneltește pe aici? Tot răul de care este star. Mai ales că se ține scai după mine spunând că mă iubește. Nu știu cum să scap de el. E foarte simplu, e al de bărbat. Crezi și eu că ți-ar conveni ca în felul ăsta să scap de făgăduiala de a mă lua de nevastă. Te mai gândești vreodată la copilul nostru? La Emanuel? Ce s-o fi întâmplat cu el? Ei, ca să aud accesele tale de măritici m-ai adus tu de la Sevilla. Dacă nu vrei să mă iei tu, ajută-mă cel puțin să mă iau un altul. Dacă e vorba de un altul, cu plăcere. Dar cine e nenorocitul pe care ai pus ochii? Cine altul decât Figaro? Pungașul ăla. Nu-i pungaș? E un băiat plin de viață. Dar la Suzana nu te gândești? O să accepte atât de ușor să iei logodnicul? Nu mă interesează ce o să creadă sau ce o să spună Suzana. Pe mine mă interesează numai Figaro. Vreau să-l oblig să-și respecte angajamentul față de mine. Și dacă tu mă ajuți cu sfatul, te asigur că reușesc. Nu înțeleg cum. Și totuși e foarte simplu. Vreau să o sperii pe Suzana că am să vorbesc față de toată lumea de propunerile pe care îi le face contele. Ei, tu nu înțeleg. Ei, dacă n-ai răbdare, atunci Suzana, intimidată de vorbe și de cancanuri, o să-l refuze categoric pe conte. Excelența sa, cum e vanitos, o să fie împotriva ei, mă va sprijini pe mine și îl va obliga pe Figaro să o lase pe Suzana și să mă ia pe mine. E, planul nu e rău, nu e rău. Marcelina? Da? La timp vine chestia asta ca să-i plătesc eu lui Figaro vechea mea poliță. Și mai ales că Marcelina nu-i chiar așa de tânăr. Da, ai dreptate, Marcelina. Figaro trebuie pedepsit, trebuie neapărat pedepsit. Îmi pare bine că ești de acord. Tu mă ajuți și eu mă căsătoresc cu Figaro. Mă căsătoresc cu Figaro! Ce aud? Cine strigă în gura mare că se căsătorește cu Figaro? Cu Figaro al meu! Unde este scris că Figaro trebuie să fie numai al dumitale? Parcă Figaro poate să oprească pe domnul conte să umble după dumneata. Că văd că fericirea noastră te amărăște foarte mult. Eu să fiu amărâtă? Ha, ha! De ce? Mi se pare firesc ca un senior să aibă și el o părticică din bucuria pe care ce? O găduie supușilor lui. Așa s-ar fi întâmplat dacă datorită doamnei contese lucrurile n-ar sta cu totul altfel, scumpă și venerabilă matroană. Oh, auzi, doctore, ce necuvință! Să-mi spuie mie venerabilă matroană! Hai să plecăm, altfel simt că se întâmplă o nenorocire. Uf, bine că s-a dus. Insultele ei nu mă ating și pe Figaro al meu nu-l las să-mi lea nimeni. Suzana! Ce? Suzana! Ce mă strigă? Eu sunt Cherubin. Ah! De două ore te pândesc să spun că mi s-a întâmplat o mare nenorocire. Ei, ce anume? Mă speri! Trebuie să plec de la castel tocmai azi când tu te măriți. Și de ce trebuie să pleci? Fiindcă m-a văzut domnul conte la verișoara ta, Fanceta. Zău că mă dusesem acolo numai ca să repet cu ea rolul pentru sărbarea ta de nuntă. Dacă doamna contesă, frumoasa mea, și că nu-l împacă pe domnul conte, trebuie să plec și nu o să te mai văd niciodată. Spune drept, Cherubino, pe cine regreți că nu o să mai vezi? Pe Fanceta? Pe mine sau pe stăpâna mea? Oh, ce frumoasă e doamna contesă. Da, și eu cum sunt? De ce ești rea? Tu știi că eu față de tine nu îndrăsnesc da, să... Da, da, da. Oh, dar tu ce fericită ești că poți să vezi tot timpul pe doamna contesă. Ce ai în mână? O panglică fericită care strânge în fiecare noapte părul frumoasei tale. Panglica ei, te rog, dă-mi o mie, te rog, te rog. Nu-ți e rușine? De pe ai făcut ochi. Dacă ai luat-o de pe acum, cum ai să fii în 3-4 ani când ai să mai crești? Zău, Suzana, lasă-mi panglica mie. Îți dau în schimb tot ce-mi ceri. Uite... Îți dau romanța pe care am compus-o și jur că am să păstrez amintirea ta toată viața. Dar cu cine crezi tu că vorbești, excroc sentimental? Cu Fanceta? Zău că nu mai știu ce e cu mine de la un timp încoace. Simt nevoia să-i spun cuiva, te iubesc. Și atunci mă adresez ție și stăpânei tale și când sunt singur în grădină vorbesc arborilor, norilor și întregei naturi. Ce vrei? Dacă am ajuns să o spun și Marcelinei... Ești nebun! A, dintre voi toate numai Fanceta e drăguță cu mine, mă ascultă și mă lăsă... Hoțule, dă-mi panglica înapoi, mai nu cu vorba și mi-ai frat! Nu ți-o dau decât o dată cu viața mea și dacă ce? Nu te mulțumești, mai dau și o mie de sărbători. Dacă te apropii de mine ca pe mii de palme, am să mă plec doamnei contese și am să spun domnului conte, te meteți la părinții lui pe piciul ăsta stricat! Tu ai domnul conte care bate la ușă și o să mă găsească aici. Așa strigui dacă nu ești cu minte. Uite,
Acum ascunde-te în dulapul ăsta, printre ochii. Hai, repede și nu sufla un cuvânt. Poftiți! Poftiți, domnule Conte! Poftiți! Ești emoționată, Suzana. Eu nu, domnule. Parcă voi pe-ai cu cineva adineauri. Domnule Conte, de ce nu sunteți prudent? Dacă v-a văzut cineva intrând aici... Nu rămân decât un minut. Ți-a vorbit domn Bazil de dragostea mea? Ah, nu pot, nu pot să vă ascult. Totuși trebuie, fiindcă am să-ți comunic un lucru foarte important. Am fost numit ambasador la Londra și îl iau pe Figaro cu mine. Oh. Cum soția trebuie să-și urmeze soțul, da? Înțelegi că o să fim mereu împreună, nu? Dacă nu v-ați supăra, aș vrea să spun și eu o vorbă. Spune, Suzana, pe tine te ascult întotdeauna cu plăcere. De ce domnul Conte s-a mai căsătorit din dragoste? Și de ce m-ai anunțat că desfințează dreptul odios al seniorului asupra femeilor din feuda sa, dacă astăzi umblă după logotnicele supușilor săi? Suzana, trebuie să-i vorbesc imediat. Idiotul de domn Bazil totdeauna vine când nu trebuie. Unde să mă ascund acum ca să nu dea de mine? Nu! Nu, dulap! Domnule Conte, singura ascunzătoare e aici, în spatele potolului, vă rog. Lăsați-vă în genunchi și pitiți-vă bine să nu mă observe. Bună ziua! Adevărat, domnul Conte nu e aici? Nu vezi că nu-i nimeni? E, nu te supăra, dar am venit mai mult în interesul dumitale. Ca să-ți spun încă o dată că acum când te măriți, nu mai are niciun sens să refuzi pe excelența sa. Ești un nerușinat și te poftesc imediat să ieși afară. Nu mai faci atâtea nazuri că pe mine nu mă poți înșela. Eu știu că îl refuz pe domnul Conte nu din scrupule. Ce? Sau că ții la Figaro, ci din cauza lui Cherubino. Calomnie. Ești un ticălos! Degeaba faci pe revoltata, că toată dimineața de azi pajul a dat târcoale pe ei și romanța pentru cine a compus-o. Dacă nu pentru tine, atunci pentru doamna contesă, fiindcă toată lumea vorbește că se uită la dumneavoastră cu niște ochi. Ești un mizerabil! Nu-i destul că Cherubino e un copil nenorocit, căzut în disgrație. Acum vrei să-l înfunzi și mai rău? Eu nu inventez nimic, toată lumea vorbește. Cum toată lumea vorbește? Ah, doamne! Cine îndrăznește? Mi se face rău! Oh, poftim, contele, auzit tot ce am spus, mare dobi, tocmai sunt. Uite în ce boclub m-am băgat eu singur. Nu, uite, mi s-a făcut rău, Suzani, să-i dăm ajutor. Nu, 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 vă rog, n-am nevoie de ajutorul nimănui, mi-a trecut. Cherubino va fi trimis imediat la părinții lui. Nu luați în serios ce am spus, domnule conte, am glumit. Astea sunt glume? Cherubino e un neurșinat. Aseară l-am surprins la fica grădinarului. Ah, dacă nu vei cu supărare, ce căuta domnul conte acolo? E o mustrare? Domnule conte, Suzana e geloasă. Să-ți explic, dragă Suzana. Mă dusesem să-l caut pe unchiul tău, pe Antonio, grădinarul meu. Da, da. Cum am fost lăsat să aștept cam mult, am dat buzna în cameră, unde am găsit-o pe Fanceta foarte contrariată. Văzând fâstăceala ei, am intrat imediat la bănuiel și cum acolo era un dulap la fel ca ăsta de aici... L-am deschis. Nu, vă rog, nu. Am început să dau la o parte lucruri, de rochile, uite așa cum fac acum, când deodată peste cine credeți că dau? Bravo, domnule Cherubino! Peste tot mă lovesc numai de dumneata! Vai. Domnișoara Suzana, ce să mai vorbim? Dacă din timpul logodnei ți-ascunzi pajul în dulap, vezi ce o să fie după nuntă. Purtarea dumitale, domnule paj, întrece orice măsură. Dar eu n-am să tolerez ca Figaro, un om pe care îl stimez, să fie bagiocorit. Asta niciodată. Vă înșelați, domnule conte. Pajul venise să mă roage să intervin pe lângă dumneavoastră ca să nu mai plece. Când v-a auzit, s-a ascuns de frică. Da, probabil ca să mă spioneze. Dimpotrivă, domnule conte, mi-am dat toată osteneala să nu aud nimic. Am înțeles jocul vostru, Suzana, și... Mă întreb dacă să-ți mai dau autorizația să te căsătorești cu Figaro. Cum? Vine, doamna contesă, cu Figaro și cu o mulțime de lume. Da. Ce este? Ce s-a întâmplat, dragă soție și contesă? Dragul meu, conte, toată lumea asta e convinsă că am mare trecere pe lângă dumneata, soțul meu. Deși eu n-am aceeași părere. Ce e, Figaro?
ce dorești tu și ceilalți de ați venit cu toții grămadă? Stăpâne, vasalii dumneavoastră, recunoscători că ați renunțat la un anumit privilegiu pe care l-aveați asupra femeilor noastre numai din dragoste pentru doamna contesă. V-am spus odată că am desfințat acest privilegiu, așa că nu înțeleg ce mai vreți. Domnule conte, vă rog să îngăduiți ca Suzana mea, a cărei onoare a fost păstrată numai datorită bunăvoinței dumneavoastră, să primească din mâna dumneavoastră cununa împodobită cu flori de lămâiță ca o mărturie a intențiilor dumneavoastră curate. Dragul meu soț, sprijin și eu dorința supușilor noștri, rugându-te să le îndeplinești cererea. Scumpă contesă, îmi face plăcere să mă supun dorinții dumitale. Trăiască, domnul conte, trăiască! Și închipuie că m-au lucrat. Să mă prefac că accept, ca între timp să o găsesc pe Marcelina care se va opune la căsătoria lor. Cu plăcere! Am acceptat dorințele voastre, dar tocmai ca să dăm o mai mare strălucire nunții, vă rog să amânăm pentru diseară acest ceremonial. Cherubino, de ce ești trist? E disperat, domnul conte la lungă. Scumpul meu soț, te rog mult, iartă-l. Vă rog, recunosc că am avut o purtare ușuratică, dar domnul conte și-a putut da seama că nu sunt nici indiscret și nici palavragiu. Da, ajunge. Dacă îmi cereți cu toții, îl iert. Și fiindcă văd cât de mult îl iubiți, vă anunț că îl fac ofițer în legiunea mea. Ura! Însă, cu o condiție, să plece imediat în Catalonia, unde e trupa. Domnule conte, vă rog să-i îngăduiți să plece mâine, după nuntă. Am spus ultimul cuvânt și nu revin. Să plece imediat. Cherubino, ia-ți rămas bun de la nășica ta și cere-i binecuvântarea. Doamnă contesă, vă rog să-mi dați... Par foarte emoționată, doamnă contesă. E adevărat, când mă gândesc la cariera atât de primejdioasă care l-așteaptă pe acest copil... Am impresia că domn Bazil avea dreptate și că pajul nu e doamnei contese indiferent. Hai, viteazule, sărută-mă și pe mine. De azi înainte începe o nouă viață pentru tine. S-ai sprăvit cu prăjiturile, nu? O să te joci acum de-a soldații adevărați și ai grijă să nu te nimerească vreun glonț. Doamne ferește! Să mergem, doamnă contesă. Vino și dumneata cu noi, Suzana. Da, doamnă contesă. Acum că am rămas numai eu și cu tine, Cherubino, ia poftește în coa și spune drept. Nu-i așa că-ți vine greu să ne părăsești? Ce n-aș da să pot rămâne? E foarte simplu. Prefăte că pleci, da? Și când ajungi la Han, întoarce de pe jos pe cărări dosnice. Și dacă află domnul conte? Mă angajez să-l împac eu după nuntă. Dacă mai rămâne aici, foarte bine, că am timp să mai repet rolul cu Fanceta, fiindcă, drept să spun, nu-l știe încă. Dar ce dracu am vezi de 8 zile? Fiindcă te fac atent că tatăl ei, Antonio, nu-i mulțumit de purtarea fiicelui și nici de a ta, așa că i-a tras azi un toc de bătaie destul de serioasă. Cherubino, bagă de seama că ulcior nu merge de multe ori la apă. Știu, se sparge. Nu, e mai grav. Se umple și de-abia atunci ai să vezi tu ce te așteaptă. Contesa a chemat-o pe Suzana în camera ei de culcare ca să o descoase. Domn Bazil a stricurat din ori un bilețel anonim prin care domnul conte a înștiințat că un curtezan vine să vă vadă la noapte la bal. Fiindcă o bagă de seama, te joci cu reputația unei femei cinstite. Sunt puține contese cu care aș îndrăzni să fac acest joc, de teamă că se potrivește. Important însă că de adineauri, de când a primit bilețelul, domnul conte nu știe ce să mai facă. Să se ție după Suzana sau să vă supravegheze pe dumneavoastră? Ai întors-o bine, dar cum scap de Marcelina, care nu s-a renunțat de ușor la tine? Aici e pericolul și de asta, dragă Suzana, trimite-i vorbă domnului conte că l-aștepți pe înserat în parc. Cum? Chiar dumneata o trimiți în brațele lui? Nici nu mă gândesc. Altcineva o să îmbrace hainele Suzanei și noi o să-i surprindem. Așa da. Bine, dar cui o să dăm hainele mele? Pajului. Dar Cherubino e plecat, da? E plecat pentru toată lumea, dar pentru mine nu. Vă rog, lăsați-mă să fac ce spun eu. Până când vine contele, pentru că eu cred că vine foarte curând și nu mai pleacă la vânătoare, vi trimit pe Cherubino ca să-l deghizați, da? Mă duc! Suzana! Suzana, o
să vie chirubinoșul să mă găsească în halul ăsta. Te rog, Suzana, aranjează-mi buclele. Bine, doamnă. Să-l punem să ne cânte romanța pe care a făcut-o în cinstea dumneavoastră, doamnă contesă. Ce o să ne mai amuzăm. Pst, intrați? A, intrați, domnule ofițer. Poftiți, intrați. Cât mă doare acest titlu care mi-amintește că trebuie să plec din casa asta și nu o să mai văd pe nășica mea care e atât de bună și... Și de frumoasă. Da, dar eu nu îndrăsnesc să o spun. Am aflat de o romanță. Cine e autorul? El e. Suzan? Ei, nu-l vedeți cum s-a înroșit, doamnă contesă. Dar mai înainte de a ne cânta romanța, trebuie să te travestești într-o roche de-a mea. Pregătim pentru deseară la nuntă un număr vesel. Hai, să încercăm chiar acum rochile mele, să vedem dacă ți se potrivesc. E ca înălțime, suntem la fel, nu? Da. Acum scoateți mantaua, dar stai, stai mai întâi să închid ușa. Și dacă vrea să intre cineva și ne găsește închiși în cameră? Dar ce, facem cuiva un rău? Atunci de ce să ne ferim? Și apoi trebuie să-l coafez, să-i ondulez părul ca să pară fată. Cherubino, domnul conte nu trebuie să afle că ai fost aici. După balul să-i spunem că noi te-am reținut ca să ți se dea brevetul de ofițer. E imposibil să-i spuneți asta, pentru că domnul conte mi l-a și trimis prin domn Bazil. E, dar grăbit mai e și domnul conte. Dă-mi-l, te rog. Da, poftiți. Ah, nu vezi că e incomplet? A uitat să-i pună sigiliul. Doamnă contesă, vă rog, uitați-vă ce bine stă lui Cherubino ca fată. Ridică-i mâneca să-i aranjăm manșeta. Dar ce are la braț? O panglică? Panglica dumneavoastră, doamnă contesă, și eu l-am prevenit că o să vi-l reclam. Credeam că am pierdut-o, dar sunt bucuroasă să o găsesc la dumneata. Eu... Suzana, unde te duci? Mă duc în camera mea, doamnă contesă, să-i caut printre lucrurile mele și o bonetă. Da, dar te rog, vino repede. Da, doamnă. Îmi pare foarte rău, doamnă contesă, că mi-ați luat panglica. De ce? Când o panglică a strâns părul unei ființe dragi, atunci vindecă orice rană. Nu știam că se transformă într-un talisman. Dacă e așa, cu atât mai mult am să păstrez această panglică care a fost pe brațul dumitale. Și prima dată când vreuna din cameristele mele o să mă zgrie din greșeală cu acul, am să mi-o pun și eu pe rană. Ce folos dacă panglica rămâne când eu plec? Sunt atât de nenorocit. Nu e pentru totdeauna și nu mai plânge. Ai, ștergeți ochii. Mai mare rușinea, ce fel de ofițer e? De ce n-am curajul să vă spun? Domnul conte, păi ce ne facem acum? Tu fără haină, cu gâtul și brațele goale, singur cu mine? Ce o să creadă soțul meu? Fiindcă sunt singură... Ce vă vezi? Cât după cele ce s-au întâmplat azi mă mai găsește și aici, mă omoară. Hai, ascunde-te dincolo. Încuie ușa și nu sufla o vorbă. Hai, repede. Hai. Vai, doamne, ce greșeală am făcut. Ce greșeală. De când ai luat obiceiul să te închizi în dormitor? Mă uitam cu Suzana la niște rochii și vorbeam de dumneata. Pare emoționat. Nu-i de mirare, vorbeam de dumneata. Da. Când să plec la vânătoare, am primit un bilețel anonim care te privește și asta m-a turburat. Vreau să cunosc tot adevărul. Nu știu ce scrie în anonimă și nici nu mă privește. Dar de ce te iei după scrisori de astea? Eu azi nu ies toată ziua din cameră. Da? Nu vii nici diseară la nunta Suzanei și nici la bal? Îți repet că nu mă simt bine și că nu ies din cameră. Dacă ești bolnavă, nu uita că doctorul Bartolo e aici. Da. Cine umblă dincolo? Dincolo, nimeni. Am auzit un scaun căzând. Ți s-a părut, eu n-am auzit nimic. Ești sau absentă sau preocupată dacă n-ai auzit. Zgomotul era destul de puternic. Sunt convins că e cineva alături. Cine să fie? Probabil că e Suzana, care e de retică. Dacă e Suzana, de ce te-ai turburat? Cred că fata asta te preocupă mai mult pe dumneata decât pe mine. Atunci mă preocupă atât de mult că vreau să o văd imediat. Cred că vrei să o vezi tot timpul, nu numai acum. Cu atât mai mult acum. Suzana, ieși afară. Îți poruncesc. E dezbrăcată. Încercă niște rochii pe care le-am dat ca dar de nuntă. Dacă nu poate să se arate, atunci cel puțin să vorbească. Răspunde, Suzana. Ești acolo? Suzana, ți interzic să răspunzi. Preștiran, domnule conte. Ei bine, atunci o să aflu eu singur cine e această misterioasă Suzana. Dacă nu deschide, am să sparg ușa. Să vii un valet? Păi, ce înseamnă asta? Ai pierdut orice măsură? Vrei să ne facem de râs față de tot castelul? Bine. Atunci mă duc să caut eu singur tot ce-mi trebuie ca să deschid ușa și pentru ca nu cumva în timpul ăsta misterioasa Suzana să dispară, te invit pe dumneata să vii cu mine, scumpă contesă,
Dă-mi brațul. Dă-mi brațul și să ieșim împreună. Cu plăcere, scumpul meu, sunt. Cherubino! Cherubino! Eu sunt Suzana, nu ți-e teamă. Am auzit-o și am venit să te salvez. Deschide imediat! Suzana, ce scenă îngrozitoare! Fugi! Fugi, n-ai timp de pierdut. Dar de unde? Că pe ușă mă întâlnesc. Nu știu nici eu, dar fugi! N-am nicio ieșire. Dacă te găsești, ei suntem pierduți cu toții. Atunci, sar pe fereastră. Da! A sărit! Să nu-i se întâmpla ceva! Dar de unde? Poftim, aș fi luat-o la goană. Acum să trec repede dincolo în locul lui. Înainte de a forța ușa, te invit pentru ultima oară, doamnă contesă, să-mi spui adevărul. Dacă mi-ai face scena asta din dragoste, te-aș ierta. Dar o faci numai din vanitate. Vreau să zic că Suzana nu e înăuntru. Dar nici altcineva de care să-ți fie teamă. Oricine ar fi, îl uci. Ar fi îngrozitor, e Cherubino. Iar Cherubino, ești odată afară, nenorocitule. Acum știu cine ești. Liniștește-te mai întâi. Făgăduiește-mi că lui nu o să-i faci nimic și o să-l lasă plece. Îl omor. Omorâți-mă, domnule conte. Ce mai așteptați? Omorâți-mă. Tu e Suzana. Asta e culmea. Stai să văd mai întâi dacă nu mai ești altcineva. Doamnă contesă. Doamnă contesă, veniți-vă în fire. Pajul a fugit de mult. Doamne. Ai dreptate, nu e nimeni. Dar ce, eu sunt nimeni? N-am ce zice, doamnă contesă. Bine știi să joci teatru. Ce rost a avut gluma asta sinistră? Felul dumitale de a te purta merită altă comportare din partea mea? Nu mai sunt Rozina de care ai fost îndrăgostit la nebunie și pe care ai răpit-o. Rozina? Azi nu mai sunt decât biata contesa Almaviva, o femeie neglijată și pe care nu o mai iubești. Te rog, iartă-mă. Numai scrisoarea anonimă m-a făcut să-mi pierd capul. Eu i-am spus lui Figaro să nu-ți scrie. Cum? Cum Figaro a scris-o? Da, el. Și i-a dat-o lui Don Bazil să ți-o transmită. Și ticălosul ăla de muzicant m-a indus în eroare spunând că a primit-o din partea unui țăran. Domnule conte, toți supușii dumneavoastră vă așteaptă jos cu muzica în frunte ca să-mi dați încuvințarea să-mi conduc logodnica la altar. Fă bine și spune mai întâi, domnule Figaro. Da, mă rog. Cine-i necunoscutul cu care doamna contesă trebuia să se întâlnească? Care e necunoscutul? Acela din biletul lui Don Bazil. Nu înțeleg nimic. Se vede după mutra ta că minți. Atunci nu mint eu, ci mutra mea. Nu te mai ascunde, Figaro. Domnul conte știe tot. Ce? Doamna contesă i-a mărturisit adevărul. Ce adevăr? Că ai vrut să-l faci să creadă că micul paj e ascuns în buduar unde mă încuiasem eu. Așa că nu mai are sens să prelungim farsa. Sigur. Mărturisește și dumneata, Figaro. Da. Mărturisești, deci, că anonim ai scris-o tu. Dacă doamna contesă vrea, dacă vrea Suzana și dacă vreți dumneavoastră, recunosc și eu. Dar dacă aș fi în locul domnului cont, eu n-aș crede un cuvânt din tot ce mi s-a spus. Mă scoți din fire când te văd cum minți împotriva evidenței. Dragul meu, cred că e timpul să mergem să-i curunăm. Ai auzit? Ne așteaptă lumea. Figaro, dragă. Era cu întârzie Marcelina. Imediat, numai să-mi schimb hainele pentru ceremonie. Ce nevoie? Suntem între noi și nici eu nu sunt gătită. Nici eu? De ce asta? Ce? Ce-i Antonio? Cum ai intrat aici? Ce s-a întâmplat și pe cine cauți? De ce m-a ordonat să se zăbrălească ferestrele care dau în grădină? Doamna. Se aruncă tot felul de lucruri prin ele. Și adinea ori s-a aruncat și un om. Prin fereastra asta? Praf s-a ales! Din flori. Domnule conte, uitați-vă la el, s-a îmbătat de dimineață. N-ai nimerit-o că sunt beat în gât de seară. Unde-i omul ăla? Unde e? Asta mă întreb și eu. Deci a trebuit găsit. Figaro, încearcă să schimb vorba. Antonio, toată viața o să bei, Antonio. Băi, dacă nu beau, mă plictisesc. Nu mai schimba vorba și spune-mi ce-i cu omul care a sărit pe fereastră. Te dau afară! Dacă dumneata ești așa de prost să dai afară o slugă așa de bună ca mine, eu nu sunt așa de prost să las un stăpân așa de bun ca dumneata. Lasă asta! Răspunde! Cum arăta omul care s-a aruncat pe fereastră? Era îmbrăcat în alb și a luat o roagoană. Am vrut eu să mă țiu după el, dar nu mă țineau picioarele. L-ai recunoaște? Desigur că l-aș recunoaște dacă l-aș fi văzut. Ce faci atât acasă pentru niște flori care tot se veștejesc odată? Ce mai atâtea cercetări, domnule conte? Să vă mărturisesc.
Eu am sărit adineaua pe pereți. Cum? Cum tu? Eu. Dar tu să știi că te-ai mai lungit de adineaua. Erai tare pierpereu și slăbănor. Nu știi nici atâta lucru. Când sări, te strângi și te faci ghem. Ghem, da. Eu cred mai degrabă că era neisprăvitul ăla de paș. Cum o să fie pașul când e tocmai la Sevilla? Ce mai te da vorba? Eu am sărit, domnule conte, și mi-a scântit și piciorul. Abia acum bag de seama. Dacă erai tu, atunci, uite, să-ți dau na, și hârtia asta care ți-a scăpat din buzunar. Domnul, la mine. Hai, m-am curățat. Cred că săritura, domnule Figaro, da? Nu te-a făcut să uiți ce hârtie aveai în buzunar și... Ce anume ai pierdut? Desigur că nu. Numai că aveam buzunarele pline și trebuie să mă gândesc bine ca să văd ce anume îmi lipsește. Așa, așa. Să reconstituie, domnule conte. Da. Asta e scrisoarea Marcelinii. Bun. Vai. Asta e scrisoarea lui ăsta. Da. Asta e scrisoarea lui... Da. Suzana, sunt că e vorba de brevet. Figaro. Asta nu? Figaro, brevet. Ei, scamatorile, nu ghicești? Perfect. Ia să vedem. Da. Nu mă luați prea repede, că mi-am adus aminte. E vorba de brevetul lui Cherubino, pe care mi l-a dat în păstare și am uitat să-i înapoiez. Ce uituc sunt, săracul, ce o să se facă el acum fără brevet? Dar de ce ți l-a dat ție? De ce nu mi l-a dat mie? Spunea că mai trebuie completat, că lipsește ceva. Nu lipsea nimic. Suzana, lipsea sincer. Figaro, sigiliu. Ce spui că lipsește? Sigiliu și blazonul dumneavoastră, domnule conte. Dracului, hoțul ăsta. Mă duc. Unde plecați, domnule conte? Nu veniți la nuntă? Am spus că mă duc să mă schimb. Domnule conte, vă rog să nu decideți nimic înainte de a se judeca procesul meu. La timp a venit scorpia, îmi vine inima la loc. Acum începe răzbunarea mea. Dar despre ce proces e vorba, dragă Marcelina? O promisiune de căsătorie pe care mi-a făcut-o Figaro. Dar nu e nicio promisiune, e vorba de o simplă chitanță pentru niște bani împrumutați. Nu e adevărat? L-am împrumutat cu condiția să mă ia de nevastă. Ce? Domnule conte, sunteți guvernatorul general al provinciei și în această calitate sunteți și judecătorul suprem. Vă rog deci să-mi faceți dreptate. Da. Înfățișează-te înaintea tribunalului. În acest caz, domnule conte, vă rog să-mi dați voie să-mi valorific și eu drepturile asupra Marcelinei. Boul ăsta nu mai încurcături îmi face. Față de plângerea Marcelinii, nunta lui Figaro se amână până se va cerceta cazul în ședință publică. Don Basil, du-te în oraș și anunță judecătorii să poftească la castel. Și cu ocazia asta, adu-mi și pe țăranul care ți-a dat scrisoarea aceea pentru mine. Nu-l cunosc personal, de unde să-l iau acum? Nu-mi pasă! Ori faci ce-ți ordon, ori nu mai apare înaintea mea. Am spus! Greu e să lupți cu cei mari. Acum să te văd, Don Basil, cum te mai descurci. În castelul Almaviva, o sală specială servește pentru ședințele tribunalului. Aici, sub președinția contelui Almaviva, tribunalul judecă conflictele dintre supușii excelenței sale. Judecătorii, conform dreptului feudal, și-au cumpărat posturile plătind sume importante seniorului, care acum îi prezidează. Contele Almaviva inspectează sala de ședințe și cheamă un argat. Ascultă, Pedrilio, da, domnule conte, până la Sevilla nu sunt decât 3 leghe. Te repezi până acolo și îl cauți pe Cherubino. Îi dai brevetul ăsta și te întorci imediat. Și dacă pajul nu era Sevilla? Te întorci și mai repede ca să mă științezi. Am înțeles, domnule conte. Am făcut o greșeală că m-am supărat pe Don Basil. Tot el m-ar fi lămurit ce a fost cu Anonima, fiindcă e ceva suspect în toată întâmplarea asta. Suzana a închis în budoar, Antonio care a văzut pe cineva sărind pe fereastră și Figaro. Figaro care susține că el a fost. Ca să mă lămuresc, l-am chemat aici pe Figaro. Iată-l că vine. La ordine dumneavoastră, domnule conte, m-ați chemat? De ce ai întârziat să vii? Mi-am curățat noroiul de pe haine, de adineauri de când am căzut în grădină. Văd că servitorii se îmbracă mai încet ca stăpânii. Dacă n-au valeți ca să-i ajute. Da. Tot nu înțeleg ce te-a făcut să-ți riști viața sărind pe fereastră. Nu trebuie să exagerați că n-am riscat cine știe ce. Te prefaci că nu înțelegi ce vreau să spun?
Nu primejdia prin care ai trecut mă interesează, ci motivul care te-a făcut să sări pe fereastră. M-am speriat de furia dumneavoastră, fiindcă voia să spargeți ușile și m-am zăpăcit. Așa? De ce n-ai fugit pe ușe? M-ați fi prins pe sală. Mare bandit. Să-l iau altfel. Știi că voiam să te iau cu mine la Londra și să te fac curier. Dar gândindu-mă bine... V-ați răzgândit? Nu, nu. Dar mi-am amintit că nu știu o babă englezește. Cum nu știu? Știu să spun God damn. Dar ce... Vrea să mă lăsați numai pentru asta acasă, pentru atâta lucru? Dacă vrea să meargă, înseamnă că Suzana nu i-a spus nimic de mine. Crede că eu nu știu nimic, ia să-l fier puțin. Din ce cauză crezi tu că doamna contesă mi-a jucat farsa de azi? Domnul conte trebuie să știe mai bine ca mine. Înainte țineai cu mine? Cât ți-a dat doamna contesă ca să o susții acum pe dumnea ei? Tot atât cât mi-ați dat și dumneavoastră când am scăpat-o de doctorul Bartolo ca să puteți lua dumneavoastră. De ce umiliți pe cel ce vă servește cu credință? Fiindcă totdeauna e ceva suspect în acțiunile tale. E rândul meu să-l atac. Excelența voastră a binevoit să mă facă intendentul castelului. E o slujbă liniștită, așa că o să pot duce aici o viață pașnică alături de soția mea. Nu te împiedică nimeni să o iei cu tine, la Londra. A trebuit să o las prea multă vreme singură. E păcat că nu vii cu mine. Ai putea să ajungi departe. Ești deștept? Domnul conte râde de mine. Deșteptăcinea mea e mediocră. Te înșeli, te înșeli. Dacă ai studiat cu mine politica, ai avansa? Politica asta, dumneavoastră, o cunosc pe degete. Crezi? Să te prefaci că nu știi ce știi și să înțelegi ce nu înțelegi. Să faci misterie din ce nu există. Să-ți dai aer de gânditor profund când nu ești decât gol și găunos. Să te înconjuri de spioni și să susții trădători. Să deschizi scrisorile altora. Să ridici în slava cerului scopul ca în felul ăsta să scuzi mijloacele meschine. Asta e toată politică. Asta nu-i politică, Figaro. Intrigă. Eu le socotesc unul și același lucru. Și mai bine decât o situație ca asta, vorba cântecului. Vreau să rămân lângă draga mea. Vrea să rămână. Suzana i-a spus tot. Va să zic că sper să câștigi procesul împotriva Marcelinii. Mi se poate găsi o vină că refuză o bătrână când excelența voastră ni le ia pe cele tinere? Dar tribunalul nu judecă după sentimente, Figaro, ci după acte, acte și legi. Legi îngăduitoare pentru cei mari, dar aspre pentru cei mici. Iei lucrurile în glumă. Acum am să verific și eu cine mi-e prieten și cine nu. Văd că știe totul. Nu-i nimic. O să-l silesc să o ia pe baborniță. Valet, cine a venit? Don Guzman Bridoison, judecătorul. Da bine, roagă-l să aștepte un moment. Figaro, vezi să fie totul gata ca să putem începe ședința imediat. Domnule conte, am inspectat totul. Nu lipsește nimic. Fotoliul dumneavoastră cel mare e la locul lui pe stradă. Da, în dreapta și în stânga sunt scaunele pentru judecători, în dreapta s-a instalat masa grefierului, în stânga pupitele avocaților și în fund, care de obicei e loc pentru popor. Mă duc să te mit valetul ca să mai șteargă puțin praf. Bine, perfect, perfect. Se pricepe tâlharul să dea cu gura, dar nici eu nu mă las dus. N-aveți decât să vă iubiți, dar pentru căsătorie nu vă dau consimțământul. Ce dorești, domnișoară? Stăpâna mea are amețeli și vă rog să-i dea sticluța cu eter. Vă o înapoiază imediat. Nu-i nevoie să-mi o înapoieze, că în curând o să ai și dumneata nevoie de eter. Femei ca mine nu au amețeli. Asta e o boală numai pentru nobili. S-ar putea să o capete și o logodnică atunci când nu se poate căsători cu alesul inimii ei. Așadar, o sprijiniți pe Marcelina după ce mi-ați promis că mă veți ajuta pe mine. E adevărat că ți-am promis, dar m-am răzgândit. Fiindcă nici tu n-ai vrut să mă asculți. Oh, dar cum își închipuie domnul conte că eu aș putea să nu-l ascult? Atunci de ce ai așteptat atâta și nu mi-ai spus acest lucru mai devreme? Deveni vreodată prea târziu ca să spui adevărul. Suzana, vrei să ne întâlnim în parc, pe înserate? Ai fost atât de brutală cu mine azi dimineață. Oh, excelența voastră, uită că pajul era ascuns în dulap. Ai dreptate. Dar pe domn Bazil de ce l-ai refuzat tot timpul? Dar ce nevoie de un al treilea între noi doi? Iar ai dreptate. Dar mă tem că i-ai spus totul lui Figaro. Cum să nu? Îi spun tot. Cum? Afară de ce nu trebuie să știe. Bun, ești tare drăguță, dar îți spun cinstit că fără întâlnire eu nu-ți dau nici autorizația pentru căsătorie și nici zestrea. Da? Și eu vă răspund tot atât de cinstit. Că fără căsătorie,
Nu admit dreptul seniorului. Atunci suntem înțeleși. Poftim. Poftim sticlusa. Dar ce să fac cu ea? Era numai un pretext ca să vă pot vorbi. Aud că vine cineva. Acum nu mai îmi scapă. După nuntă ne întâlnim în parc. Să nu scalci cuvântul. Nici o grijă. Întâi e autorizația dumneavoastră și pe urmă ne întâlnim. Acum repede la doamna contesă să-i spun tot. De unde? Și încotro atât de grăbită? Ce-ți pasă? Numai un lucru pot să spun. Prezintă-te fără grijă la proces. Am aranjat tot. Stai, explică că nu se legă. Nu te las până nu spui. N-am timp acum. Totuși trebuie, nu te las. Atâta pot să spun. Prezintă-te fără grijă la proces. Noroc că eram pe aici și am auzit. Auzi, hoțoaica, ce-i spunea? Prezintă-te fără grijă la proces, că am aranjat tot. Va să zic că sunt înțeleși și-și bat joc de mine. Dar vă învăț eu minte. A, bun, tocmai la timp vine Marcelina cu judecătorul. Să-i las deocamdată împreună ca să-l atreagă de partea ei. Domnule judecător, să vedeți despre ce e vorba. Expune cazul. E vorba de o promisiune de căsătorie cu un împrumut de bani. Dar pe ce perfect? Atunci e un caz greu. O să-l aprofundez. Sunteți sigur că dumneavoastră sunteți judecătorul care o să ne judecați? Bă, dar și evrei un judecător special? Zici, ce crezi că am cumpărat această funcție și m-a costat atâția bani ca să fie altul să vă judece? Dar ce nu-ți place la mine? Personal, îmi sunteți foarte simpatic. Dar găsesc că e un mare abuz că se vând funcțiile. Adică ar fi mai bine să se dea degeaba oricărui prostănac? Împotriva cui faceți plângerea? Împotriva acestui individ care vine spre noi. Ce? Îl cheamă Figaro. Judecător, domnul Comte vine imediat. Până atunci, domnia sa invită tribunalul să ia loc pe stradă ca să înceapă ședința. Da, ca să înceapă. Judecător, de ce v-ați îmbrăcat în robă pentru o chestiune atât de mică? Nu mă duc nicăieri fără robă. Forma da. E tot. Cine râde de un judecător în haină civilă, păi tremură când îl vede în robă. Forma e tot, domnule conte. Aprod de drumul să intre toată lumea. Marcelina de Vertalur împotriva lui Figaro. Numele de botez e înalt, n-are nume de botez. Anonim. Anonim? Nu cunosc niciun sfânt cu numele ăsta. E sfântul meu. Are socială? Gentilom. Cum gentilom? Păi dacă ar fi vrut providența, aș fi fost și eu fiu de prinț. Procesul are ca obiect opoziția făcută de domnișoara Marcelina împotriva căsătoriei zisului Figaro. Pentru domnișoara Marcelina, prezent, pledează domnul doctor Bardo. Da, aici. Iar Figaro se apără singur. Singur. Domnule doctor, vă rog să citiți actul de care se servește domnișoara Marcelina în proces. Da. Voi citi din actul original semnat de Figaro și adresat domnișoarei Marcelina. Iată cum sună. Subsemnatul Figaro, din serviciul contelui Almaviva, recunosc că am primit 200 de piaștri din partea domnișoarei Marcelina de Vertalur și mă voi căsători cu domnia sa drept recunoștință. Semnat Figaro. Păi, în fața acestei dovezi categorice, concluziile sunt ușor de tras. Figaro trebuie să plătească suma și să execute promisiunea de a se căsători, plus cheltuielile de judecată. Mai întâi, Figaro trebuie să declar dacă recunoști că această scrisoare e scrisă de dumneata. Recunosc că scrisoarea e a mea,
Dar trebuie să adaug că, intenționat sau din greșeală, s-a citit pasajul principal altfel decât e scris. Cum asta? În scrisoarea mea se spune: am primit 200 de piaștri, sumă pe care o voi restitui, sau mă voi căsători, ceea ce e cu totul altceva. Domnule doctor, te rog, examinează încă o dată scrisoarea. Stă scris și, ori sau? Scrie și? Scrie sau. Domnule grefier, ia citește și tu și tu și dumneata. E subsemnatul care de aici vă dorea mai bine, a primit 200 de piaștri. Cuvântul e atât de prost scris încât se poate citi și una și alta. Mai ales că e și o pată de cerneală. Nu. Eu susțin că e vorba de conjuncția copulativă și. Așa că textul spune clar: voi plăti și o voi lua de nevastă. Și eu susțin că e vorba de conjuncția disjunctivă sau. Așa că textul spune clar: voi plăti sau o voi lua de nevastă. Și dacă domnul doctor mă ia pe latinește, o să mă silească să-i răspund în grecești. Te rog, lasă. Cum adică? Să o iau de nevastă și să-i mai dau și bani pe deasupra? Liniște, că altfel tribunalul ordonei mă pare serii. Din citirea scrisorii reiese clar că ori e vorba de o promisiune de căsătorie, ori de o plată. Amândouă împreună nu merg. Se contrazic. Liniște, că se evacuează sala! Aceasta e părerea tribunalului. Da, asta e! Ura! Am câștigat! Un moment, că n-am terminat. N-am terminat! Dar cum textul scrisorii mai cuprinde următorul aliniat: sumă pe care o voi plăti la prima cerere sau o voi lua în căsătorie, tribunalul îl condamnă pe Figaro să plătească reclamantei 200 de piaștri sau să o ia în căsătorie chiar azi. Da. Mama, s-am pierdut. Ședința se ridică. În sfârșit, respir! Simt că mă înnăbuș. Acum știu și eu că m-am răzbunat. Degeaba ai pledat, domnule doctor, că eu tot nu iau de nevastă. Te obligă sentința. Eu cum pot să mă căsătoresc fără consimțământul venerabililor miei părinți? Păi cere să ți-l dea. Asta știu și eu, dar nu știu de unde să iau, că-i caut de 20 de ani. Te lauzi cu părinții și te pomenesc că ești un copil găsit. Nu găsit, ci pierdut, doctore. Sau bine zis, furat de bandiții care m-au răpit. Cum? S-au găsit scutecele mele, dar n-aveau inițiale. Numai brațul meu drept e tatuat cu niște hieroglife. Nu cumva ai o lopățică desenată pe brațul drept? De unde știi? Dumnezeu! El e! Emanuel! Ai fost răpit? Da, chiar aici, lângă castel. Doctore, dacă îmi găsești familia, ilustrii mei părinți te vor umple de aur. Marcelina e mama ta. Marcelina e mama lui? Da! Și doctorul Bartolo e tatăl lui. Eu sunt, da, eu. Cum? Voi sunteți iluștrii mei părinți? Vocea sângelui, nu ți-a spus-o niciodată. Niciodată. Acum s-a isprăvit. Putem să închidem dosarul. Eu cred că nu mai poate să o ia de nevastă. Dar nici eu nu iau pe Marcelina cât o-i trăi. Totuși, dumneata mi-ai jurat că vei face pentru copii. Am spus-o și eu pe vremuri, așa, într-o doare. Dragă Figaro, nu trebuie să te impresioneze refuzul unui tată ingrat. Nu te uita de unde vii, ci încotro mergi. Întâmplarea asta îmi strică toate socotelile. Ai vrut să ne faci praf cu nobilii tăi părinți și uite ce a ieșit. Domnule Conte! Domnule Conte, vă rog! Vă rog, nu-l lăsați pe Figaro să se însoare cu Marcelina! Am adus bani ca să-l scap! De unde ai atâția bani? E zestra pe care mi-o dă doamna contesă. Asta e iar o lovitură împotriva mea. Actul de împrumut ți-l înapoiez acum, cadar de nuntă. Uite și zestra mea, ia-o. Cum? Copiii mei, nu știți cât de fericită mă simt azi între voi? Cum? Și cât de mult am să vă iubesc. Mamă, nu mă face să mă emoționez că vine să râd și să plâng în același timp. Nu simți de două ori în viață ce încerc eu acum. Dragul meu. Iubitul meu. Veniți amândouă alături de mine. Cu voi împreună pot să înfrunt de aici înainte orice. Într-o galerie a castelului, cu candelabrele aprinse și ghirlande de flori,
totul pregătit pentru nuntă. Figaro și Suzana, în preajma căsătoriei de care desparte puțin timp, stau de vorbă. Ei, acum pot să fii mulțumită, scumpa mea Suzana. Toate s-au aranjat. Mama a reușit să-l convingă pe doctorul Bartolo să o ia de nevastă, unchiul tău Antonio s-a domolit, numai domnul conte turbează că va trebui să-și dea consimțământul. E adevărat, toate s-au întors în favoarea noastră. Ei, dar căsătoria tot nu e gata. O să fie, Suzana. Mai bine învață-mă cum să scap de întâlnirea pe care i-am promis-o contelui când m-am dus să iau sticluța de eter. Că nu mai e nicio obligație. La proces a susținut-o pe Marcelina. Și nu înțeleg de ce a făcut acest lucru. Totuși noi nu trebuie să ne arătăm supărați, fiindcă suntem în mâna lui. Așa e, da. Peste un sfert de oră e nunta și avem nevoie de consimțământ. Ai dreptate, mai ales că întâlnirea voastră trebuie să aibă loc de seară, abia după celebrarea căsătoriei, dacă mi-ai spus adevărul adevărat. Ei, eu nu sunt ca deștepția de nobil care cunosc mai multe feluri de adevăruri. Suzana, principalule, mă iubești? Mult, mult. În dragoste mult nu e destul. Atunci îți promit un singur lucru, că nu voi iubi decât pe soțul meu. Vezi, asta e mai mult decât mult și atât de rar că e imens. Atunci rămâne, mă înțelegi, îl las să te aștepte și nu te mai duci, da? Am să fac cum vrei tu, dragul meu. Eram sigură că o să ne găsim împreună. Figaro, da? Te rog, lasă-mă cu Suzana. Da, doamnă contesă, la ordinele dumneavoastră. Ce-ai decis? Te duci la întâlnirea cu domnul conte? Figaro se opune, doamnă. Cu atât mai bine. Mă duc eu în locul tău. Dumneavoastră, doamnă contesă? Da, eu. Dar bineînțeles că mă deghizez. Spune-mi, unde ați fixat locul? Da, am reținut numai cuvântul parc. Atunci scrie chiar acum și precizează că vă întâlniți sub castanii înfloriți. Dar cu ce să sigilez scrisoarea pe care o trimit? Prind-o cu un ac și adaugă. Ca dovadă de primirea scrisorii. Înapoiază-mi sigiliul. Sigiliul ăsta se potrivește mai bine decât sigiliile de pe brevetul lui Cherubino. Bietul băiat, ce mai fi cu el? Ac, dar n-am niciun ac la mine. Poftim, ia-l pe ăsta. Oh, îmi dați tocmai acul cu care Cherubino și-a prins panglica dumneavoastră? De ce nu i-ați lăsat băiatului măcar panglica drept amintire? Mai bine i-o dau fancetei, fiindcă ea-l iubește și o să-i facă mare plăcere. De altfel, uite, o vine cu un grup de fete ca să ne aducă flori. Doamnă contesă, am venit cu fetele din sat ca să vă aducem flori de câmp care vă plac. Da, da. Să le primiți. Acum le-am cules. Ale mele sunt mai frumoase. Ale mele sunt mai proaspete. Luați-le pe toate. Deși nu vă cunosc pe fiecare în parte și nu știu cum vă cheamă, vă mulțumesc tuturor. Cine e însă fata asta cu înfățișare modestă și care stă retrasă mai la o parte? Doamnă contesă, e o verișoara mea venită din provincie special pentru nuntă. Neputând să vă sărut pe toate, o sărut pe verișoara ta în numele vostru. Mai ales că e musafir. Suzana! Suzana, nu găsești că fata asta seamănă cu cineva de care am vorbit adineauri ca două picături de apă? Adevărat, ca două picături de apă. Dar pe cine caut, Antonio? Lasă, mă să vezi pe cine caut. Domnul Conte, intră. Eu vă spun că este aici deghizat în fată. L-am văzut când se schimba în camera fancetei. Domnul Conte, fata asta e ofițerasul. Uite, să scoată numai buclele și boneta femeiască și o să le recunoașteți imediat. Verișoară? Cum? Cherubino e verișoara? N-am noroc, chiar m-a prins. Acum că l-am demascat, ce mai spuneți, doamnă contesă? Sunt tot atât de uimită ca și dumneata. De ce n-ai plecat, domnule ofițer, când ți-am ordonat? Nesupunerea dumitale va fi aspru pedepsită. Deocamdată dispar din ochii mei. Domnule conte, decât să-l pedepsiți, mai bine dați-mi-l mie de bărbat. Dar ce vorbă e asta? Nu-mi spuneați dumneavoastră, domnule conte, ori de câte ori vroiați să mă sărutați? Oh, nu? Fanceta, dacă mă iubești un pic, îți dau tot ce dorești. Uite, vă spun acum că vă iubesc și dați-mi-l pe Cherubino. Domnule conte, mărturisirea copilărească acestei fete e categorică dovadă că orice aș face eu e nimic pe lângă ceea ce faci dumneata. Suzana, dragă, că de câtva timp se simt toate ghinioanele de capul meu. Domnule conte, nu mai are niciun sens să mai amâne autorizația dumitale pentru nunta lui Figaro. Or să creadă oamenii că ai ceva împotriva lor. Toți supușii ne așteaptă. Vino să ne ocupăm locurile ca să primim cortegiul nuntașilor după cum cere datina. Eu nu m-am schimbat încă. Acum nu mai e timp. Uite-i că vin înspre noi. Te rog, ia loc. Frumoasă nuntă,
Ce bine a organizat cortegiul. Iată paznicii. Paznici. Uite și judecătorul. Țărani și țărânci în haine de sărbătoare. Ce drăguțe sunt domnișoarele de onoare ale Mireții. Uite, poartă cunună de lămâiță cu pene. Și vălul, și mănușile, și buchetul. Acum vine familia. Unchiul Antonio conduce pe Suzana. Da, uite pe Tigara o conduce de Marcelina, deoarece el o căsătorește cu doctorul Barda. Domnule Conte, acum vine momentul culminant. Nu te emoționa. Suzana se apropie de noi. Pune-i cununa de mireasă pe creștet și ridică-i vălul. Nu uita să-i dai și buchetul. Domnule Conte, vă rog, aranjați-mi mai bine cununa, să nu cadă. De ce e asta? Mi-a stricurat un bilet? Ce-o fi vrând? Da! Înțepat într-un ac, curge sânge din deget. Ce ții și cu femeii de-astea că pun ace peste tot? Mamă! Mamă, cred că una din domnișoarele de onoare a stricurat contele în bilețel. E de unde ai mai scos asta? Fiindcă biletul era prins cu un ac care l-a înțepat. Uite-l că suge degetul și acum caută acul pe jos. Susana, tu n-ai observat nimic? Nu, absolut nimic. În clipa asta atât de mult așteptată. Nu mai văd nimic și nu mă mai pot gândi la nimic decât la fericirea noastră. Și totuși contele caută acul. O, ți se pare? Ce importanță poate să aibă un ac? Totul e prețios când vine din partea unei ființe scumpe. Ce este? Ce-i asta? Ce-i gălăgia asta? Ce s-a întâmplat? Domn Bazil, urmat de tot satul, vrea să asiste la nuntă. Bine, să intre numai el. Ceilalți se rămân afară. Suzana, Suzana, să profităm de gălăgia asta și să ne strecurăm afară neobservate ca să ne putem travesti. Da, domnă. Figaro, fii atent că domn Bazil vine să facă scandal. Lasă că liniștesc eu. Ce cauți aici, domnule profesor de muzică? Am venit să cer domnului Conte mâna Marcelinii. Dacă încerci să te apropii de doamna, dai de dragul. Eu nu stau de vorbă cu dumneata, ci cu Marcelina. Să răspundă dumnea ei în fața tuturor dacă nu mi-a făgăduit că mă ia de bărbat dacă timp de 4 ani nu se căsătorește cu altcineva. Și ce condiții am mai pus? Că dacă între timp îți regăsești fiul pierdut, să-l adopt eu. S-a găsit copilul. Cu atât mai bine. Unde? Unde e să-l adopt? Aici. Bă. Eu sunt. Bă. Nu-mi plac glumele nesărate. Ce, ăsta-i copil, ăsta-i dracu gol. Și atunci renunț la scumpa lui mama. Renunț la orice pe lume ca să nu fiu tatăl lui Figaro. După cum mereți, domnule Conte, totul se aranjează pe lumea asta. Eu sunt fericit că în sfârșit, datorită dumneavoastră, am reușit să-mi obțiu nevasta pe care o iubesc. Da, să se redacteze actele pentru ambele căsătorii și să mi se aducă la semnat mai târziu. Te-ai căsătorit, dragă Figaro, trebuie să-ți mărturisesc că am fost nedreaptă cu soția ta, fiindcă o credeam înțeleasă cu contele. Deși prin Bazil știam că ea l-a respins întotdeauna. Mă judeci greșit, mamă, dacă ți închipi că am dat vreo importanță acestui lucru, fiindcă eu nu mă iau după vorbe și nu sunt gelos din fire. Asta e foarte sănătos. Ce poate să fii gelos? E o prostie. Ce poate? Ce-i Franceta? Ce cauți aici? De ce tragi cu urechea? Acel cineva pe care îl cauți tu nu-i pe aici. Nu caut pe cine crezi, ci pe Suzana. Da, și ce vrei cu ea? Că pot să-ți fac eu comision. Nu-i vorba decât de un ac pe care trebuie să îl predau. Un ac? Da. Un ac! Din partea cuia, cu ticăloasă. La vârsta ta și ai început să faci pe mijlocitoare, a? Stai, stai.
Nu te supăra, Franceta, că glumesc. Tu ești o fată foarte drăguță. Dumnezeu, bine că te-ai supărat și uite că plec. Nu fii proastă, nu vezi că am glumit. Eu știu tot ce vrei să-i spui. Domnul conte ți-a dat pentru Suzana un ac care servea drept sigiliu pentru bilețelul pe care îl ai în mână. Dacă știai, de ce m-ai întrebat? Vreau să știu numai ce ți-a mai spus domnul conte să faci. Exact ce ai spus dumneata adineauri, numai că a adăugat. E sigiliul castanilor înfloriți. Dar mi-a tras atenția ca nu cumva să mă observe cineva. Mare noroc ai avut că nu te-a observat nimeni. Dar nu-mi spune nici tu, Suzane, că m-ai văzut pe mine, auzi? Nu să-i spun. Ce, mă crezi un copil care spune chiar tot? La revedere, mă duc să o caut pe Suzana. Ea cu ce mai spui, mamă? Dar tu, ce spui? Simt că m-a apucat ceva la inimă. Cum? Inima asta atât de tare și de sigură pe ea până mai adineauri. Nu era decât un balon pe care un ac a desumflat. Păi, dar acul ăsta era un ac pe care l-a trimis Suzana. Cum rămâne atunci cu teoriile tale asupra geloziei? Prostit, mi-a nu știi că omul e tare când crede că e vorba de alții. În ce privește pe Suzana, să nu creadă că o să-i meargă cu mine, să nu creadă. De ce acuzi omul fără să-l asculți? Ești sigur că se duce pe aleea castanilor înfloriți? Hmm? Și chiar dacă se duce, știi de ce se duce? Da, ai dreptate, mamă. Înainte de a condamna, trebuie să cercetez. Uh-huh. Acum știu unde are loc întâlnirea, așa că mă duc să cercetez singur. La revedere! Du-te sănătos! Și acum, după ce l-am domolit pe el, mă duc să o previn pe Suzana. S-a înnoptat. În parc, pe aleea castanilor înfloriți, Figaro se pregătește să-i surprindă pe conte și pe Suzana. El nu știe însă că Suzana și cu contesa și-au schimbat între ele îmbrăcămintea și că pot fi ușor confundate, mai ales pe întuneric. De asemenea, Figaro nu știe că Marcelina a prevenit-o pe Suzana. Cum pe această alee sunt mai multe pavilioane, Marcelina, ca să-și apere fiul și nora, s-a ascuns într-unul din ele. Cherubino, ca să nu-l găsească contele, s-a ascuns și el într-un pavilion. Figaro, rost de gelozie, apare pe una dintre alei. Ah, femeie, ființă slabă și amăgitoare. Orice animal pe lume e mânat de instinctul lui. Al tău este oare să înșeli? Pe mine m-ai respins cu încăpățânare ori de câte ori ți-am cerut să fie a mea. Iar contelui, chiar în clipa în care îmi dădeai cuvântul, în timpul ceremoniei, și el râdea citind fățarnicul. Nu, domnule conte, degeaba, nu vei avea, pentru că ești mare senior, te socoși și cine știe ce deștept. Noblețe, avere, rang, funcții, de ce ești atât de încrezut? Dar vreau să știu cum de le-ai dobândit, prin ce însușiri sau strădanii. Ți-ai dat o stenea să vii pe lume și atât, încolo ești un om obișnuit. Pe când eu luam, ar dracu, pierdut în mulțime anonimă, ca să trăiesc numai, mi-a trebuit să desfășor mai multă știință și mai multă iscusință decât a fost nevoie într-o sută de ani pentru guvernarea întregii Spanii. Și vrei să te măsori cu mine? Vine cineva. Ia. Nimeni. Noapte e neagră ca smoala. Și iată-mă îndeplinind meseria caragioasă de soț, cu toate că nu soț decât pe jumătate. Ce ciudată mi-a fost soarta. Fiul al nu știu cui, furat de tâlhari, crescut în obiceiurile lor, într-o bună zi mi se face lehamite și vreau să-mi croiesc un drum cinstit. Dar sunt respins de pretutindeni. Învăț chimia, farmacia, chirurgia și, cu toate proptelele unui mare gentilom, abia te pot pune mâna pe un loc de veterinar. Sătul de a mai chinui bietele animale și pentru a alege o meserie opusă, mă zvârl cu trup și suflet în teatru. Mai bine mi-atârnam o piatră de gât. Născocesc o comedie cu obiceiuri din serai. Ca autor spaniol, presupun că îl pot ataca pe Mahomed fără scrupule. De îndată, un trimis de nu știu unde se plânge că am jignit în versurile mele sublima poartă, Persia, o parte din peninsula Indiei, întreg Egiptul, regatele din Barca, Tripoli, Tunis, Algeria și Maroc. Și iată în piesa arsă pentru a fi pe placul prinților mahomedani. Cu obrajii subți, simțeam apropiindu-mi se sfârșitul. Se iscă o discuție asupra originii bogățiilor.
mă apuc să scriu despre valoarea banului și a beneficiului său net. Nu trece mult și din fundul unei trăsuri văd coborând spre mine puntea unei cetăți, la poarta căreia mi-am lăsat și speranța și libertate. Ah, ce n-aș da să-mi încapă pe mână unul din potentații ăștia de 4 zile care nu fac în jurul lor decât rău și încă cu ce ușurință. Sătui de a hrăni un obscur deținut, într-o bună zi mi-au dat drumul. Îmi ascult din nou pana și anunț apariția unei reviste periodice. Crezând că nu calc pe urmele nimănui, o intitulez Ziarul Nefolositor. Fai, Doamne, 1000 de pârlice de gazetari îmi sar în cap. Mi se suprime revista și iată-mă din nou fără ocupații. Să-mi vină nebunie. Îmi vorbește unul de o slujbă, dar nu sunt bun pentru ea. Era nevoie de un calculator, o obține un dansator. Nu mai rămânea decât să fur. M-am făcut crupier. Atunci să fi văzut. Mese în oraș, chefuri. Iar oamenii, așa zici cum se cade, mă primeau cu ușile deschise, păstrând pentru ei 3/4 din câștig. Aș fi putut să mă chivernisesc. Începusem chiar să înțeleg că pentru a fi bogat, știința banului face mai mult decât știința de carte. Dar cum în jurul meu toți jefuiau, cerându-mi mie să fiu cinstit, era să vă duc din nou la fund. Un zeu binefăcător m-a readus la prima mea meserie. Mi-am luat din nou trusa și cureaua și am pornit-o din loc în loc, bărbierind oamenii și trăind în sfârșit fără griji. Un mare senior trece prin Sevilla, mă recunoaște, îl ajuste sensoare și, drept răsplată, vrea să-mi fure soția. Intrigi, sfărării, scandal, cât pe ce să cad în prăpastie. În clipa în care era să mă căsătoresc cu propria mamă, părinții mi se ivesc unul după altul. Ciudată înlănțire de fapte. Cum de mi s-au întâmplat mie toate astea? Nevoit să bat drumul pe care am mers fără să știu, l-am presărat pe cât am putut cu florile veseliei mele. Și când spun veselia mea, nici nu știu măcar dacă e a mea. Așa cum nu știu nici cine este acest eu de care vorbesc. O mică vietate zburdalnică, un tânăr pătimaș însetat de viață și de ale ei plăceri și făcând toate meseriile pentru a trăi, ambițios din mândrie, harnic de nevoie și leneș din plăcere. Orator după împrejurări, poet de dragul poeziei, muzicant de ocazie, îndrăgostit cu toată văpaia tinereții. Am văzut de toate, am făcut de toate, am trecut prin toate. Apoi visul s-a spulberat și dezamăgirea. Dezamăgirea. Ah, Suzana, Suzana, cât mă chinuiești. Aud pași. Vine cineva. Iată clipa hotărătoare, să mă ascund. Vă e frig? Vă e frig, doamnă contesă? Da, Suzana, e cam umed și o să mă retrag. Dacă doamna n-are nevoie de mine, eu mai rămân în parc să iau puțin aer. Lasă că vezi tu aer, că mi-ai dat cu ochii de mine. E Cherubino. A început să se întunece. Mai bine să fug repede în ascunzătoarea pe care mi-a pregătit-o Fanceta. Dar ce văd? O femeie... Și după bonetă parcă e Suzana. Inima nu mă înșeală, tu ești Suzana? Eu sunt Suzana. Pleacă să nu dea Figaro peste noi. Nu mi-e teamă de Figaro, dragă Suzana, că tu nu-l aștepți pe el, ci pe domnul Conte. Ce, nu v-am auzit eu încă de azi dimineață de când m-am ascuns în dulap și domnul Conte îți cerea o întâlnire? Hai, pleacă, pleacă. Auzi, pași, vine cineva. Trebuie să fie domnul Conte. Au loc, eu nu vreau să dau ochii, mi-e frică, fug. Suzana, dragă, sunt nebun de fericire de când mi-ai strecurat biletul. Ce vroiai să-mi comunici atât de urgent? Mi era dor să te văd. Auzi, nerușinata. Ce drăguță ești și ce mână fină și catifelată ai. Știam că îți iubești foarte mult soția, cel puțin așa se spune. Dragostea nu e decât povestea inimii. Plăcerea e conținutul și ea mă prosternă la picioarele tale. Pe doamna contesă, nu mai iubești deloc? După 3 ani de căsătorie, dragostea se transformă în respect. Ce învățătură pentru mine! Și pentru mine. Să vorbim mai încet, parcă e un ecou aici. Dragă Suzana, îți ofer tot ce-ți dorește inima ca să pot răscumpăra dreptul pe care nu-l mai am azi asupra ta. Cerem tot ce vrei și ca un început, dăm voie să-ți ofer acest briant pe care te rog să-l porți. De dragul meu. Suzana primește cu plăcere și îți mulțumește. Ce miserabil. E interesată, cu atât mai bine. Văd torți apropiindu-se. Sunt pregătirile pentru sărbătoarea de noapte.
Poate să intrăm într-unul din pavilioanele astea. Oh, pentru Neric? Ce ne trebuie lumină. A convins, să poftim că se duce cu el. Mizerabil! E vocea lui Figaro. Hai, Suzana, să ne ascundem în pavilion ca să scăpăm de el. Unde-s? Unde-s? Au dispărut. Probabil că au uitat într-unul din pavilioane. Dar în care? Ah, ce noroc pe tine, dragă Figaro, că acum te-ai luminat și nu mai ai îndoiel ca alți bărbat. Știi din prima zi cum stai. Dar acum trebuie să-i demasc în fața lumii întregi. În fața lumii. Cine e acolo? Răspunde, cine e acolo? Ah. E complet întuneric și nu se vede nimic. Cine să fie? Unul pe care mai bine lua dracu de când s-a născut. Dumneata, ești Figaro? Vă rog să-mi iertați, doamnă contesă, că nu v-am recunoscut după voce. Vorbește mai încet. Cerul va duce la timp. Unde credeți că e domnul conte? Nu-mi pasă de ingratul. Și Suzana, logodnica mea, unde credeți că e? Nu striga atât de tare. Suzana, care făcea pe mironosița în fața dumneavoastră, doamnă contesă, azi, în noaptea nunții, e închisă într-un pavilion cu domnul conte. Te-am rugat să nu mai strigi. Figaro. Doamne, e vocea ei. Vai, cum am păcălit. E Suzana care îmi joacă o farsă ca să mă prindă. Ce vă spui acolo? Pare îngrijorat, Figaro. Trebuie să ne răspunăm. Doriți într-adevăr acest lucru, doamnă contesă? Altfel n-aș mai fi femeie. Voi bărbați aveți la îndemână 1000 de mișloace să o faceți. Oh, pe când noi, săracele de noi... Săracele de voi, aveți unul singur, care face însă cât ale noastre toate la un loc. Braznicu, țin că mă mănâncă palma. Pe mine, doamnă contesă, mă poartă gândul ca tocmai astă seară, înainte de nuntă, să mă răzbun. Cum? Pe dumneata te poate satisface o răzbunare în care nu intră niciun pic de dragoste? Ce vă face să credeți acest lucru, doamnă contesă? În ce mă privește, din potrivă, doamnă contesă, eu o iubesc în tăcere și încă de multă vreme. Te-ai gândit bine, domnule Figaro, la ce spui? Da, doamnă contesă, foarte bine. Și e păcat să mânăm pe mâine, ce putem face azi? Vă rog, dați-mi mâna. Poftim! Ce e asta? N-ai simțit? O palmă! Mi-a morțit obrazul! Atunci mai naunași pe obrazul celălalt ca să ți-l desmorțească! Dar de ce asta? De ce? Nu înțelegi? Asta e pentru bănuieli! Și asta pentru răzbunări! Și asta pentru trădări! Și asta pentru șiretii! Dă, Suzana mea, dă cu sete! Lovește-mă, pocnește-mă, trăznește-mă! Și după ce îmi vei fi acoperit tot corpul cu frătăi, privește cu îngăduință, Suzana, spre bărbatul cel mai fericit din lume pe care o nevastă l-a bătut vreodată! Cel mai fericit! Tâlharule! Și totuși făceai curte doamnei contese! Fiindcă la un moment dat ți-am recunoscut vocea. Dar spune-mi, cum se face că ești aici cu mine când eu te credeam cu el în pavilion? Fiindcă ești un prost, cum? Care ai căzut în cursa pregătită pentru un altul. Nu înțeleg. Ce e vina noastră dacă vrem să prindem un vulpoi? Am prins doi deodată. Și cine îl prinde pe celălalt? Soția lui! Soția lui! Figaro, cum te-ai prostit. Vezi, asta nu mi-ar fi trecut niciodată prin minte. Soția lui, soția lui. Cu cât sunteți voi femeile mai deștepte ca noi. Așadar, cuvintele de dumneavoastră au fost adresate doamnei contese, soția dumnealui. Vezi? Vezi cât ești de vinovat față de mine? Te rog, în genunchi și cereți iertare. Recunosc și nu-mi rămâne decât să mă înclin în fața ta, Suzana. Și când te gândești că bietul conte și-a dat atâta ostereală să-și cucerească soția. Suzana. Psst. Vine contele. Oare nici el nu și-a recunoscut nevasta? Figaro, da. Hai să continuăm farsa. Foarte bine. Caz la picioarele mele ca să te găsească contele, să turbeze crezând că eu sunt contesa. Așa, așa. Îmi bat la picioarele contese. Ce păcat că nu sunt în armă. Nu m-am așteptat, doamne contese, ca astă seară să nu fiți la bal. Ăsta trebuie să fie individul care era ascuns azi dimineață în budoarul contesei. Să intrăm, doamne contese, într-unul din pavilioane, ca să nu ne mai turbure nimeni, ca azi dimineață când a trebuit să sări pe fereastră. Înainte de a intra, te rog, fii bun și observă dacă nu cumva ne-a urmărit cineva. Să mă uit. Doamne, Dumnezeu, ne vede să cum fugim să marci! Canalie! Va să zic că tu erai! Te-am prins! Să fie toți servitorii, toți runtașii, lumea întreagă ca să vadă ce se întâmplă aici! Voi toți, vasalii mei, înconjurați pe acest om! Răspundeți de el cu viața voastră! Și acum, Figaro, îți ordon să spui în fața tuturor cine este doamna cu care ai fost aici și care acum s-a ascuns în pavilion. O tânără persoană care mi-acordă o bunăvoință specială. L-auziți cum vorbește? L-auzim!
Acum să-mi răspunzi dacă această persoană mai are și alte legături. Știu că un nobil dintr-o familie ilustră s-a ținut de ea multă vreme, dar persoana, fie că e neglijată, fie că mă place pe mine mai mult, mă preferă. Auziți expresie? Îl preferă! De altfel, ceea ce afirmă el aici cu atâta cinism, ca să-și dea importanță, am auzit chiar adineauri din gura complicei lui. Complicea lui? Când dezonoarea e publică, înțeleg ca răzbunarea să fie la fel. Mă duc să aduc complicele din pavilion și să-l judec în fața voastră, a tuturor. Vă rog să mă lămuriți. Cine a luat nevasta cu cui? Ieși din pavilion! De ce m-ați ascuns? Vino la lumină să te vadă toată lumea! Ce e asta? Cherubino! Iar dumneata? Cum? Oriunde mă învârtesc, dau numai de dumneata? Ce cauți aici? Nu mi-ați dat ordin să dispar. Am dispărut. Adevăratul complice a rămas însă înăuntru. Te rog, te rog, Antonio. Pe dumneata niște energie. Du-te înăuntru și adu complicele cu forța să-l predăm justiției care de față. Mie mi-e silă. Eu nu înțeleg nimic. Ce cine a luat nevasta cu cui? Hai! Nu vă lăsați lucrat atâta ca să poftiți afară, că vă iau pe sus pe urmă! Pancheta! Asta e culmea! Tu ce căutai acolo? Domnule Conte, asta nu se face. E bine să mă trimiteți chiar pe mine, tatăl ei, să-mi scot fata din pavilion și să o fac de râs față de toată lumea, să o găsesc prea ei de tot. După cum văd, fiecare din voi se simte cu musca pe căciulă și n-are curaj să mai intre în pavilion. Eu n-am să reproșez nimic și mie nu mi se poate întâmpla nicio surpriză. Bravo! Doctorul o să te deslușească lucrurile. Poftiți, doamnă, nu ne faceți să pierdem atâta vreme. Vă garantez că nu vi se întâmplă nimic. Marcelina, altă surpriză. Cum rămâne cu musca, domnule doctor? Acum e rândul meu să râd. Ce-mi pasă mie de voi toți? Să-i spălim cu mascaia de asta. Unde-i contesa? Pe ea trebuie să o scoateți de acolo. Dânsa a intrat în pavilion. Am văzut-o cu ochii mei. Ce-i asta? Cum văd că acum sosește tocmai din cealaltă parte a aleii. Ce-i, dragul meu? Te văd îngrijorat. Mă căutai? Cum? Voi? Nu. Dumneata ești îmbrăcat în rochile Suzanei și Suzana e îmbrăcată între ale dumitale. Oh! Îngrozitor ce farsă mi-ați jucat! No. V-ați păcălit ca pe un copil. Acum înțeleg totul. V-ați bătut joc de mine și totuși nu-mi rămâne altceva decât să mă declar învins și să vă cer iertare, doamnă contesă. V-am acuzat pe nedrept. Cer iertare în fața tuturor! A treia iertare pe care mi-o cer și pe care ți-o acord pe ziua de azi, domnule Conte. Vezi cu cât sunt eu mai generoasă decât dumneata? O zi ca asta, domnule Conte, vă dă o mare experiență pentru noul dumneavoastră post de ambasador. Tot tu vorbești, Figaro? Nu pot încheia seara asta până ce nu mi-achit o serie întreagă de datorii pe care le-am contractat azi. Figaro, îți încredințez zestrea pe care am promis-o Suzanei. Oh. Asta e a treia și a fost cel mai greu de dobândit. Ca și căsătoria noastră, dragul meu. Mai am și un comision pentru Suzana. Am primit în locul tău, pentru tine, un briant. Ia-l tău, îl meriți. Vă mulțumesc, doamnă contesă. Dar dumneata, domnule judecător, acum te-ai lămurit? Da. Ce părere ai de tot ce ai văzut? Părerea mea e că ar trebui să nu am nicio părere. Admirabilă părere! Thank you.
Ați ascultat Nunta lui Figaro, adaptare radiofonică după comedia lui Beaumarchais. Distribuția a fost următoarea: Contele Almaviva, Mircea Șeptilici; Contesa, Valeria Gagealov; Figaro, Radu Beligan, artist al poporului; Suzana, Coca Andronescu; Marcelina, Mime Năceanu; Antonio, George Aurelian, artist emerit; Fanceta, Rosalia Avram; Cherubino, Valentin Plătăreanu; Don Bartolo, Nae Roman, artist emerit; Don Bazil, George Groner, artist emerit; judecătorul, H. Nicolaide, artist emerit; grefierul, Ștefan Glodariu; aprodul, Alexandru Giovanni; Pedrilio, Ion Pascu; valetul, Armand Stambuliu; povestitorul, Sorin Balaban. În alte roluri, Natasha Nicolescu, Aura Rădulescu, Isabela Gabor, Ivon Axente, Teri Dimitriu, Mircea Medianu, Traian Petruț, Mihai Stoenescu, Viorel Demetriad. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.